Polițiștii locali din Reghin se implică activ în lupta antidrog. Pentru a se alătura altor structuri care acționează în cazul consumului de droguri, Poliția Locală Reghin s-a implicat în formarea de bază a angajaților privind lupta antidrog. Astfel, miercuri și joi, 26 de polițiști locali din Reghin au participat la o sesiune de formare de bază organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, ca structură teritorială a Agenției Naționale de Profil. Obiectivul cursului constând în familiarizarea participanților cu privire la noțiuni și concepte de bază în domeniul drogurilor, legislația în domeniul la nivel național, tendințele fenomenului, atât în plan național cât și regional, serviciile de asistență disponibile pentru consumatorii de droguri, principalele categorii de substanțe psihoactive, clasificarea lor, precum și, foarte important, util în munca lor, semne de consum. Din totalul personalului de 27 de polițiști locali, 26 participă la acest curs. M-am gândit că prin natura serviciilor pe care le prestăm, atribuțiilor pe care le avem, intrăm tot mai mult în contact și foarte des cu cetățenii municipiului Reghin și mai ales cu persoanele, cu tinerii, care sunt mai predispuși la consumul de droguri. Și sigur, pe latura de prevenire, aici ar fi cel mai bine să acționăm. Cum să acționăm? Aflăm și învățăm acum la acest curs. Cursul este structurat pe 2 zile, în care polițiștii locali au în total 16 ore de învățare. Cursul include ca metode atât prezentări, dezbateri, activități interactive de grup, prezentări de materiale video. Vor dobândi competențe în recunoașterea, în primul rând, a semnelor de consum la persoanele cu care intră în contact, vor cunoaște prevederile legale și vor ști cui să refere aceste cazuri pe care ei le identifică în activitatea lor. Nu cred că ne-am confruntat, sunt sigur că știu că ne-am confruntat cu foarte multe cazuri de consum de drog. Cu toate că nu prea ne dădeam seama dacă e alcool, dacă e drog, nu mirosea alcool. Acum am învățat foarte multe noțiuni și am aflat foarte mult despre efectul acestor substanțe pe care le consumă tinerii și modul în care să acționăm și modul de prevenire, munca de prevenire pe care trebuie să o facem. Serviciul de Poliție Locală Reghin are 27 de angajați, este subordonat primăriei și are o strânsă colaborare cu Poliția Municipală, Jandarmeria și Detașamentul de Pompieri.